După o primă repriză în care acțiunile de poartă au lipsit, meciul s-a aprins în minutul 49, când voleul lui Laurențiu Marinescu l-a învins pe Gavrilaș și a deblocat tabela. Șumudic a reacționat imediat, i-a introdus pe Balaure și Budescu, iar mijlocașul defensiv de 27 de ani a avut nevoie de doar 7 minute pentru a se conecta cu Denis Alibec și a înscrie la revenirea Liga 1 după 253 de zile. A fost însă singura scripire din jocul ofensiv al Astrei, care a mai pierdut două puncte importante pe teren propriu. Campioana a strâns doar 5 puncte în primele 6 etape din Liga 1 și ocupă locul 11. FC Voluntari e pe loc de play-off, cu 8 puncte din 6 etape. În primul rând, suntem mulțumiți de rezultat. Este un punct foarte important pentru noi. Potriva unei echipe puternice, campioana țării, nu s-a calificat și în grupele Europa League. Noi am profitat de faptul că ei au acumulat o stare de oboseală, n-au avut prospețimea necesară, dar și în aceste condiții este o echipă foarte puternică, o echipă cu jucători de calitate care poate să învingă orice echipă. A fost un joc disputat pe un teren foarte greu care l-a luat din calitatea jocului și a jucătorilor cu calitate tehnică, normal, dar ne-am organizat bine în defensivă, am reușit să blocăm și să anihilăm jucătorilor mai importanți și am reușit să înscriem în repriza a doua. A fost un meci destul de plăcut, spun eu, chiar dacă a fost în mare măsură influențat de starea acestui teren. După ce am jucat acum 3 zile pe un teren senzațional, să vii să joci acasă cu un adversar, că știam foarte bine că se organizează defensiv să joci pe un asemenea teren de divizia, nu de divizia C, că divizia C sunt terenuri unde să joci pe un teren de divizia D, era clar că va fi un meci de mare luptă. Am întâlnit o echipă bine organizată, am reușit să-i presem, să-i ținem destul de bine sus, la singura ocazie, din păcate, au reușit să înscrie. Cu aceea trebuie să alergăm după gol, am reușit într-un final să egalăm. Am mai avut câteva situații destul de bune, dar, din păcate, nefructificate. Lipsiți încă de aportul tehnicianului Marius Șumudică. Încă suspendat în Liga 1 după pedeapsa primită în primăvară, campionii s-au putut baza în premieră după revenirea din China pe Constantin Budescu. A fost primul meci jucat în Liga 1 după 253 de zile, ultima partidă în tricoul Astrei pentru el fiind cea de pe 19 decembrie 2015, când a fost integralist în remiza cu Pandurii, scor 1-1.